Bună, sunt Ana, front-end developer la Odweb. Sunt student în anul 3 la informatică la Universitatea din București și lucrez la Odweb din iulie anul trecut. În prima fază am fost în internship timp de 3 luni și l-am avut ca mentor pe Alex Medeșan. În timpul internship-ului am creat o clonă de Twitter cu care mi-am consolidat cunoștințele de React. După care a fost momentul să trec pe Volto și ca prima interacțiune cu acest CMS am urmat tutorialele oferite de Tiberiu Ichim și ele de pe training.plom. Înainte să mă apuc de Volto, nu mai lucrasem cu CMS și la început era totul intimidant și erau multe informații noi și concepte de care nu auzisem și pe care nu le mai folosisem. Iar după ce am mai făcut tutoriale și m-am obișnuit puțin cu Volto, a venit și prima oportunitate de a lucra cu acest CMS într-un proiect. Acest proiect este acest site, European Scientific Advisory Board on Climate Change. Și acum o să trec prin site și o să prezint componentele și blocurile la care am lucrat și pe care le-am customizat. Primul lucru de care m-am apucat a fost să implementez header-ul. A fost prima componentă pe care am customizat-o. M-am folosit de header-ul deja existent din EA Design System pentru a face topbar-ul cu acest drop-down. După care am observat că header-ul care trebuie implementat era diferit față de cel din EA Design System, așa că a trebuit să adaug propriile customizări. Așa că am rescris componenta de header cu customizările necesare și am făcut shadowing. Pentru main bar m-am folosit de componente din Semantic UI, de container, grid și altele. Și header-ul a fost împărțit în 3 părți, în left menu, care conține logo-ul, în main menu, care conține navigația, și în right menu, care conține search-ul. Partea care are nevoie de cea mai multe customizări a fost main menu. Comportamentul default era acela că fiecare menu item care conține copii o să randeze un pop-up, cum este acesta, care conține link către propria pagină și link către ceilalți copii ai săi. Numai că în acest proiect s-a vrut numai ca About Us să aibă acest pop-up, iar celelalte să fie link-uri directe către pagini. Iar acest lucru a fost implementat în felul următor. În index am adăugat în config am adăugat acest obiect AB, care vine de la Advisory Board. Am adăugat acest obiect care conține un array Not Children Navigation, care la rândul lui conține linkurile de navigație care nu trebuie să aibă acel pop-up cu copiii. După care, în header, am luat din config acest obiect și de acolo am luat Not Children Navigation. Bun. Și după, pentru fiecare menu item, verific dacă ID-ul itemului se află în Not Children Navigation. Dacă itemul se află în array, atunci se apelează funcția redirect to page, care setează meniul să fie fals, setează itemul activ să fie itemul pe care am dat noi click și ne direcționează direct la pagina respectivă. Dar dacă, în schimb, acest URL nu se află în Not Children Navigation, atunci la un click o să întâmple menu on click, care e în felul următor. Dacă search-ul este activ, atunci îl facem fals, o să setăm itemul activ al navigației ca fiind itemul pe care s-a dat click. Dacă itemul conține copii, atunci setăm ca meniul să fie activ, meniul adică pop-up-ul acela. Altfel, ne direcționează direct la URL-ul respectiv. Bun. Logica care face ca acest lucru să fie posibil, se află în header menu pop-up. Așa că am
rescris puțin din componenta aceea și am adăugat customizările necesare. Pentru ecrane de desktop, o să arăt în felul următor. Aici o să avem titlul, care este identic cu cel de aici, după care o să avem copii. Și hai să vedem cum este implementat acest lucru. La sfârșit de aici avem componenta header menu pop-up, căruia i-am mai adăugat eu propriul No Children Navigation. Și dacă deschidem această componentă, o să vedem că există două cazuri. Există cazul pentru desktop, în care se randează standard mega menu grid, și cazul pentru tabletă și mobil, în care se randează nested accordion. Prima oară pentru desktop avem în felul următor. I-am adăugat propriul de No Children Navigation și această componentă a fost modificată întocmai ca să rezolve o problemă care ar fi apărut. De exemplu, când eram pe About și vroiam, când eram pe About și s-a deschis acest meniu și vroiam să trecem pe Reports and Publications, ce se întâmpla era faptul că se deschidea acest meniu, indiferent dacă el apărea în No Children Navigation sau nu. Ceea ce nu era corect. Și cum am evitat acest lucru și cum am rezolvat acest lucru, a fost în felul următor. Verificăm dacă linkul pe care îl primește, adică menu item, se află în No Children Navigation. Iar acesta, dacă acesta face parte, atunci nu randăm nimic. Și adică, aici o să avem obiectul parent as first item, care ia atributele din menu item, titlul, URL-ul și description-ul. Și aici o să avem variabila show parent, care o să ia, o să vadă dacă există titlul, dacă există URL-ul și dacă acest URL nu se află în No Children Navigation. Dacă toate cele trei condiții sunt îndeplinite, atunci suntem siguri că putem să afișăm acest meniu și putem să afișăm titlul, care se întâmplă aici, show parent, și putem să afișăm și restul de copii, care sunt cei de aici. Bun. Acum, pentru tabletă și mobile, avem funcția, avem componenta nested accordion. Nested accordion, care iterează pe elementele din menu items și filtrează orice element cu URL gol sau null. Și pentru fiecare element din menu rămas, se creează un obiect X care are următoarele proprietăți. Key, care să ia indexul, și title, care o să ia o componentă accordion.title cu titlul menu itemului și o săgeată în cazul în care itemul nu este inclus în No Children Navigation și are copii. După care o să mai aibă și atributul de content. Contentul care se afișează când acordeonul este deschis. Dacă menu itemul este inclus în No Children Navigation, atunci contentul este nul. Altfel, contentul cuprinde overview-ul menu itemului și componenta de first level content. Adică, pe site, pe mobile, o să arate în felul următor. Acesta este nested accordion și aici, reports and publications, nu avem săgeată pentru că nu are copii, dar la About Us avem săgeată și contentul este acesta de aici. Contentul care este reprezentat de componenta de first level content. De aici. Componenta asta care randează primul nivel de content din acordeon și pentru fiecare item se verifică dacă nu are niciun copil sau dacă URL-ul este inclus în No Children Navigation. Dacă oricare dintre condițiile astea două
este adevărată, atunci componenta o să randeze itemul folosind render menu item. Dacă itemul are copii și nu se află în nocilor navigation, atunci se creează obiectul X cu aceleași proprietăți ca la nested accordion, adică title și content, iar în cazul de față, content o să fie second level content. Un alt lucru la care am lucrat a fost această animație. Atunci când dai scroll în jos, meniul trebuie să dispară și atunci când dai scroll în sus, el trebuie să apară. În primul rând, cum am implementat această animație a fost să mă folosesc de componenta asta din Semantic UI numită Sticky, care face contentul sticky să se atașeze la viewport când treci de acel element. Am adăugat un event listener de tip scroll pe pagină, la mount, și am dat funcția handle scroll. Iar handle scroll ia valoarea curentă a offsetului paginii și ia valoarea curentă a header-ului, dacă este ascuns sau dacă nu este ascuns. Și în funcție de offsetul curent al paginii și offsetul precedent al paginii, decidem dacă s-a dat scroll în sus sau s-a dat scroll în jos. Prin offset height luăm dimensiunea header-ului și în cazul în care este pe staging luăm luăm și dimensiunea banner-ului cu this is a demo. După care avem următoarele cazuri. Dacă am trecut de înălțimea header-ului și am scrollat în sus și header-ul nu este vizibil, atunci arătăm header-ul. Adică dacă am dat scroll, dacă suntem aici și dăm scroll în sus, header-ul este ascuns și dăm scroll în sus, atunci el o să apară. Bun. Și atunci aici set hidden false. Dacă am scrollat și am trecut peste header, adică am scrollat mai mult decât înălțimea header-ului și direcția în care scrollam este jos și header-ul era vizibil, atunci o să ascundem header-ul. Și se întâmplă asta. Ok. Și dacă cât am scrollat nu este mai mare decât offsetul header, decât înălțimea header-ului și header-ul era ascuns înainte, atunci nu-l mai ascundem. Și header-ul o să fie vizibil. Iar la sfârșit setez ca offsetul curent să fie offsetul paginii. În continuare, la ce am mai lucrat a fost la acest videoblog. Acest videoblog aveam nevoie de un video care să nu aibă controls, care să-și dea autoplay și să fie on loop. Și atunci am adăugat la add-on-ul deja existent de Nextcloud niște customizări. Și adică, de exemplu aici, am adăugat în schemă aceste două switch-uri, de video autoplay și de video loop. Și în funcție de cum le selectezi, se setează și valorile din videoblock. Și implementarea este următoarea. Am modificat schema acestui bloc și am adăugat câmpurile de autoplay și de loop. Le-am adăugat și în fields și le-am adăugat la properties cu tip boolean, ca să fie de tip switch. Iar în Nextcloud embed, aceste proprietăți sunt luate prin data și în funcție de valoarea lor, dacă avem autoplay-ul selectat, adică true,
atunci selectăm ca acesta să fie true, selectăm ca el să fie muted și setăm ca acest video să nu aibă controle. Adică să nu aibă play, pause și atât. Și prin loop setăm această proprietate. În rest, ce am mai făcut a fost să customizez caruselul, să-i customizez CSS-ul, modificat cardurile lui și am modificat și la listing block cardurile. Atât am avut de prezentat azi. Mersi!